Ați primit o recompensă rece, bănuiesc obez după meciuri, ca un fel de primă. Ați avut o lună septembrie super. Cum v-ați simțit? Bună seara, da. Am avut o lună septembrie reușită. Am reușit să ajungem în semifinale pentru al doilea an la rând, să câștigăm titlul detașat. Mai sunt 4 etape și deja ne putem bucura de titlu. Și ne așteaptă în continuare un nou sezon, cu 3 echipe și destul de greu. Și o altă performanță în cupă. Da, am ajuns în semifinale în cupă, într-adevăr. Am fost și cu prima echipă destul de aproape să ajungem din nou al doilea la rând cu 2 echipe în semifinale, dar ne mulțumim momentan cu una și așteptăm meciul cu Maria. Care sunt secretele voastre? Cum dă-mi două lucruri din culise. Cum vă motivați? Cum vă încurajați unul pe altul din teren? La noi în echipă nu există reproșuri. Nu o să fie niciodată certuri și scandal. Ne încurajăm reciproc și primul și singurul cuvânt care ne descrie e colectivitatea. Când vă certați? Că sigur au mai fost și momente, cât de repede vă împăcați? Imediat după, secunda 2, ne încurajăm. La bere mai greu, că nu prea stau băieții la bere, dar acum, având găleata asta, cu siguranță vor sta. Faceți o ședință de analiză frumoasă. A fost și ziua mea, acum au venit la fix. Putem să ne descurcăm cu atât mai bine. Cam care ar fi principiile voastre de joc? Cu ce echipă din străinătate vă asemănați așa? Cu Manchester City, pentru că ne place foarte mult construcția cu portarul. Și la noi e la fel ca la City, Guardiola cu Ederson, noi cu Andrei Coman, cu Mimi. Și tu cine ești? Mai mult Guardiola în sezonul ăsta. Spune-mi, te rog, care ar fi obiectivele pentru noul sezon și cum e experiența la Victory Cup? Obiectivele au fost întotdeauna câștigarea campionatului sau clasarea în primele 3. Orice echipă, având 3 echipe, oricare dintre ele ar fi același obiectiv. Bucuria de a juca fotbal, gândiți-vă că suntem de 8 ani aici și ideea e că am început să am și echipa a treia pentru că prietenii îmi solicită și vor să joace fotbal și să facă mișcare. Faceți antrenamente înainte de meciuri? Nu. Nu există antrenamente doar la bere sau eventual un team building unde ieșim și bem.